Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale. Băi, haideți să începem cu chesturile. Avem aici 3 silver, un golden plus crown chestul din Tyre. Ce hai să vedem? Avem 149 de gold, 2 muschetire și beți. Mai avem aici 139 de gold cu Dark Scabrin și Ice Spirit. Ok, încă un silver cu 133 de gold, Giant Snowball și Fireball. Ok, avem și Golden Chest-ul. Avem 558 de gold, Royal Delivery. Mai avem Goblins, Goblin Hunt și Prince. Bun. În shop ar trebui să avem și aici o ofertă. Am luat deja Goblin Cage-ul. Și mai e acest Lightning Chest care vine cu la pachet cu 2500 de gold și acest emote cu calul din calul lui Dark Prince, care costă 500 de gemuri și băi, mie mi se pare un pic cam mult. Sincer. De obicei erau apăreau oferte cu Lightning Chest plus emote la 250 de gemuri, practic cât e un emote, și pe alea le mai cumpăram, dar 250 de gemuri pentru 25.000 de gold, parcă un pic cam mult. Bun, hai să ne luăm și Crown Chest-ul, să vedem, avem aici 1198 de gold, 2 gemuri, Royal Delivery, Barbarians și Dark Prince. Ok, și mai avem și Wizard. Bun, între timp am reușit să ajungem și la linia de finish în clan și da, din nou avem locul 2, dar ar trebui să avem o legendară garantat. Bun, 3990 de gold, avem Goblins, grămadă de Hell Spirit, 14 execuționeri și hai să vedem ce legendară ne pică de aici. Sper să fie o prințesă. Ok, Lava Hound. Bun, aveam puține, într-adevăr. Prin chat pe aici nu s-a mai întâmplat mare lucru. Ok, putem să cerem o carte și Royal Delivery e singura pe care o mai putem cere dintre comune și rare. Aici nu s-a mai întâmplat nimic, mai avem o zi și 22 de ore în care mai putem juca la acest challenge, dar până nu am un deck cu care să știu sigur că vom câștiga, nu știu, cel puțin 6 meciuri, nu prea îmi vine să dau rejoin. Bun, băi, în episod de azi o să jucăm în War, o să începem un duel. Începem cu primul deck, deck-ul cu golem. Băi, un deck bun și pentru battle-uri, dar și pentru both defense. L-am folosit cred că în episodul trecut și e destul de bun. Bun, o să jucăm cu un chinez, vedem aici. Băi, chinezii în general sunt destul de buni la Clash Royale. Sper doar să ne ajute netul. Ok, dar de ce am primul deck? N-am selectat deck-ul cu golem? Dubios. Ok, o să dăm aici o rachetă. Scoatem acei... Spune Valkyra. Okay, scăpăm aici de Firecracker. Dar din păcate... ba nu, se duce furnace-ul. Ba nu, ne-a mai luat damage de la Spirit, de la Fire Spirits. Hai să punem Tesla. E și destul de urât acest Giant, dar cred că vom reuși să scăpăm de el.
și rămânem cu Tesla în viață și mai face acolo fața celor far spirits care ne tot atacă. Bun, rămânem fără damage pe turnul din dreapta, dar nu pentru mult timp. Ok, îți dăm aici o rachetă și probabil îi dau un freeze la un moment dat. Ok, scăpăm de Dark Prince, dar nu reușim să lovim mai mult turnul din stânga. Un hit cu mini pack ar fi fost foarte, foarte util. Ok, hai să punem Valkyra, punem și Tesla aici. Scăpăm de Giant și vom încerca un atac pe partea dreaptă. Voi pune și Freeze-ul, probabil va pune Mini P.E.K.K.A. Mă aștept să trimit un Mini P.E.K.K.A. pe care nu reușim să-l prindem acolo. Cu puțin noroc scăpăm de acel hit. Nu era prea bine dacă ne lovea turnul. Și hai să dăm aici un Arrows. Voi trimite și Hog-ul. Un Hog care nu ajunge pe turn. Ok. Dăm aici un freeze. Și trebuie să punem Tesla. Trimitem Hog-ul. Trimitem un mini P.E.K.K.A. Aș pune aici o Valkyra cu arcașe. Vom pune și Freeze-ul, dar aș fi preferat să... Da, excelent. Avem puțin noroc. Da, și cu încă un hit reușim să-i scoatem turnul și câștigăm primul meci din duel. Ok, hai să jucăm acum cu deck-ul cu Golem. Deck-ul pe care vreau să-l folosesc în primul meci, dar e ok și așa. Bun, vedem că și el are tot un deck cu Golem, de care trebuie să ne apărăm foarte bine. Trimitem aici și Baby Dragon-ul. Punem și un Darth Goblin. Ok, ne-a prins acolo. De fapt ne-a prins doar... Doar Flying Machine-ul, dar... Băi, ne-a dat destul de mult damage pe turn. Și probabil vom începe și noi cu Golem-ul. Vom trimite Flying Machine-ul. Flying Machine plus Zeppi, să mă gândesc. Ok. Vom pune și Furnace-ul. Sau mai degrabă Darth Goblin-ul. Ok, hai să trimitem și Bandita. Bandită care va tanca un pic Flying Machine-ul. Excelent. Bun. Voi destul de echilibrat meciul până în acest moment. Clar nu mai are rost să apărăm turnul din dreapta. Nil va scoate cât de curând.
că vom încerca, de fapt o să încep tot cu golemul și vom încerca să atacăm și noi partea stângă. Spun în continuare un flying machine, un furnace aici. Trebuie să ținem cont că are și lining-ul, dacă nu mă înșel. Așa că vom pune Zepis. Nasol care și Arrows. Bun, putem spune Darth Dublin acum. Și stau aici un Fireball. Punem din nou Furlance-ul aici. Să pun și Zepis. Să pun Flying Machine-ul pentru acel Baby Dragon. Dar din păcate nu targetează pe dragon. Și trebuie să dau aici un Fireball. Cred că m-am grăbit cu el. Cred că m-am grăbit cu Fireball-ul. Bun, voi pune Furnace aici, o să încerc să atrag golemul în partea dreaptă. Punem și bandita și da, din păcate pierdem turnul și pierdem și meciul. Asta înseamnă că vom mai juca încă unul. Și cred că voi folosi ultimul deck. Hai să folosim ultimul deck. Să începem cu un Firecracker. Ok, Firecracker care a fost scos de acel Poison. Trimitem Knight-ul. Trimit și Wizard-ul împreună cu Battle Healer. Dacă are Valkyra, ne-a rupt. Dar nu cred că o are. Spune Firecracker-ul aici. Ok, și va trebui să punem din nou Knight-ul. Și ne-am cam rupt pe partea dreaptă. Nu știu cum ne vom redresa. Pare destul de greu. Punem aici Rascal și... Da, e foarte greu că nu ne ajută nici internetul. Voi trimite eliții pe partea stângă cu Poison. Punem și un Cannon aici. Plus Firecracker-ul. Okay. Și stăm destul de rău. Băi, deck-ul ăsta, deck-ul 3 și deck-ul 4 sunt foarte proaste. Le voi schimba imediat după aceste meciuri din War. Da, nu ne ajută nici internetul. Așa că vom pierde acest meci, din păcate. Oricum l-am fi pierdut, dar măcar poate reușeam. Să-i doborăm un turn. Am pierdut meciul.
Oricum l-am fi pierdut și dacă aveam internet, dar poate am fi reușit să-i scoatem un tur. Bun, mai avem un singur deck la dispoziție cu care vom da și ultimul match din War. Și vom da un match, un battle. Un battle pe care dacă îl vom câștiga vom obține 1000 de gold. Ceea ce ne-ar ajuta destul de mult. Bun, hai să începem cu un Goblin Cage. Pun și muschetir aici pentru acei goblins. Da, și ce bun, acum dau seama ce bun a fost acest deck. Împotriva acelui P.K. mare. Nu reușim să scoatem prințesa de level 11 cu Zepul. Băi, destul de surprinzător acest lucru. Bun, cu acest deck singurul mod în care putem ataca este Lumberjack plus balon. Restul doar de defense. Bun, și hai să încercăm un prim atac. Da, bine că nu ne prinde și muschetira acolo. Și reușim, cred că, două hituri cu balonul. Și scoatem astfel primul tur. Și va trebui să ne ocupăm de apărare. Vom trimite un Lumberjack pe partea stângă împreună cu balonul. Ok, punem aici un Thumbstone. Scăpăm acolo de prinț și vom da un nou push cu Lumberjack și cu balon. Ok. Trimitem și muschetira. Ok, reușit să-i mai dăm ceva damage pe turnul din stânga. Așa ne apropiem din ce în ce mai mult de o nouă victorie. Să trimitem și balonul și vom mai da un Lumberjack destul de greu acest match. Trebuie să ne mișcăm foarte repede. Am intrat deja în triple elixir pe
acum acolo de prințese și încă nu avem suficient damage încât să-i doborâm turnul din stânga. Ok. Mai punem aici un Lumberjack și vom trimite balonul. Da. Obținem victoria la overtime. Da, o victorie care ne aduce 208 sau 206, 208 fame-uri plus 1000 de gold bonus. Bun. Băi, două meciuri, două victorii și două înfrângeri în acest War Day. Destul de bine. Sincer, am fi putut mai mult. Dacă am fi dat al treilea meci cu decul acesta, probabil am fi câștigat duelul și am fi luat și mai mult gol, mă rog. Oricum, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!